Adunarea cu trecere peste ordin este atunci când, adunând unitățile primului termen cu unitățile celui de-al doilea termen, rezultatul este cel puțin 10. Să luăm un exemplu. În curte erau 7 fetițe și 5 băieți. Câți copii erau în curte? Pentru a rezolva această problemă, scriem și noi operația corespunzătoare de adunare 7 plus 5. Primul termen al adunării este 7, cel de-al doilea este 5, iar noi va trebui să calculăm suma sau totalul. Observăm că adunând cele două numere, rezultatul este mai mare decât 10, așa că vom proceda în felul următor. Adăugăm primului termen atâtea unități câte sunt necesare pentru a crea o 10. Și gândim 7 plus cât este egal cu 10. 10 minus 7 este egal cu 3 și atunci unitățile adăugate sunt 3. Dar de unde luăm aceste unități? Evident, le vom lua din al doilea termen. De aceea trebuie să-l descompunem pe 5 în 3 și încă 5 minus 3, 2. După ce am făcut această operație de formare a 10, 7 plus 3 egal cu 10, 10 obținute va trebui să-i adăugăm celălalt număr, 2. Deci iată, 10 plus 2 este egal cu 12, care este tocmai rezultatul operației noastre de adunare, 12.